I-am supărat pe mulți de-a lungul timpului. Suntem, din punctul ăsta de vedere, obișnuiți cu reacțiile rău intenționate în ceea ce ne privește, dar dincolo de toate aspectele dramatice prin care am trecut și pe care ni le-a rezervat istoria, românii sunt cunoscuți și pentru umor. Au un umor teribil. Poate e secretul pentru care au supraviețuit tuturor acestor momente nefaste din istorie pe care le-au traversat. Prin ce se deosebește umorul românesc, pentru că sunteți un om al umorului? Umorul românesc autentic de cel al lumii în care ne aflăm, iată, la câteva mii bune de kilometri de țară. Cred că suportul umorului nostru este râsul dacic, de care spunea la un moment dat Cioran, salvator, izbăvitor de moarte. Neamul ăsta s-a născut, e născut cu perspectiva transcendenței. Și de pe culmea înaltă a transcendenței, normal că poți să râzi de lucrurile mici. Adică se uită cu binocul invers. De asta a scris de virtualitate, trăire în virtualitate Mircea Vulcănescu, de asta de boicotul istoriei a scris Lucian Blaga. Umorul la noi nu e bășcălie. Bășcălia este copilul comunismului. Adică umorul nu poți să râzi de orice. Umorul te trezește, e de sorginte creștină. Bășcălia nu are nimic sfânt. Ci ce s-a întâmplat la Paris cu caricaturiștii aceia. Ei au mers la bășcălie până la blasfemie. Și atunci, ca să-i... Au murit, nu au murit, nu știu care este adevărul. Dacă au murit, Dumnezeu să-i odihnească, ca așa privind creștinește. Dacă să vezi 3 milioane de indivizi care solidarizau cu acte de blasfemiere, ne despărțim ontologic față de... În România sunt munți de inocență și de probitate sufletească. N-a ieșit nimeni să susțină o asemenea, cum să zic, blasfemie. Asta e o discuție foarte lungă, pentru că multă lume spune că Occidentul va pieri cu propriile arme, din cauza propriilor atitudini. Atâta timp cât tu, cum să zic, aplauzi și solidarizezi, confundând libertatea cu libertinajul, e un act de sinucidere. Acum, sigur că, dar nu tot Occidentul, eu am vorbit și cu oameni din Occident care au zis, domne, e o poliție, e o teroare intelectuală aici care nu mai lasă să fim noi. Ei abia acum cunosc, cum să zic, comunismul de altă factură, Întors pe dos, poate. prin politica corectă. Sau comunismul sub formă de corporatism. Ala este economic, dar asta e o teroare ideologică unde te culpabilizează, poți să fii foarte repede trecut ca, dacă tu ți iubești neamul, ca rasist, ca... Au venit să ne spună nouă că suntem rasiști. Noi care, datorită toleranței, îngăduinței, era să o dispărăm din istorie. Adică ei ne dau nouă lecții. Și aici, cum să spun, e o chestie de igienă să-i trimiți înapoi. Să pună mâna pe maculator. Noi n-am vândut sclavi. Niciodată. Am fost amărâți, am fost într-o țară frumoasă, într-o țară, cum să zic, extraordinară. Nu e în gena noastră așa ceva. Și atunci ne trimit tot felul de profesori din așa care bunicul lui a fost experimentat în a vinde sclavi, în a face colonii, în a crea războaie mondiale. Și nepoțelul vine și ne predă nouă. El e comisar european. Sau știu eu ce-o fi pe acolo. Și trebuie văzut lucrul ăsta. Asta nu-l vezi cu orgolii, cu chestii. Sunt lucruri de igienă. Oamenii ăștia aduc tulburare. Eu în cartea Sufletul Românesc am spus că structura bazmului românesc, când făt frumos, când Ileana Cosânzeană era răpită de zmeu, toată împărăția suferea. Toată împărăția. Pentru că ce aveau mai frumos și mai bun a fost răpit de zmeu. Nu a apărut încă comisiile europene parlamentare ca să vorbească de dreptul zmeului. Și să îi acuze pe ăștia de rasism și de naționalism. Încă nu, cum să zic, încă nu se crease confuzia. De-aia împărăția l-a așteptat pe Făt Frumos. În contextul în care împărăția este confuză, Făt Frumos pare un tip recalcitrant. Și asta vor să facă împărăția confuză. Ei țin cu zmeul, îl folosesc. Ei pot să facă și demonstrații de zmei pe stradă ca să aibă drepturile lor. Putem avea toți drepturi, dar nu dreptate. Dreptul, ca să ajungă la dreptate, trebuie să treacă prin morală. Le dăm să citească Traian Brăileanu, care a murit la Aiud, așa pentru o refacere a, mai zice ceva țăranul român, dreptatea, dacă nu trece prin omenie, nu-i dreptate. Aici se vede fibra profund creștină. Păi, omenia presupune milă. Zice, Doamne, Compasiune. da, zic că nu atât de dreptatea lui Dumnezeu am nevoie, ci de mila Lui.
Este extraordinar. Unde mai găsim bijuteria asta? Că dreptate, zeița rațiunii plimbată așa legată la ochi, l-a omorât pe Ludovic al XVI-lea, Maria Antoaneta, au scos alea, tricotuzurile alea care se uitau cum mai mare în conte, cum ce-au făcut din băiatul regelui rămâne sinistru în istoria. Nici nu știu de ce se numește Piața Concord. Se zice până la urmă că Revoluția Bolșevică n-a reușit să distrugă, spuneau istoricii occidentali, că n-ar fi reușit să distrugă atât de mult cât a distrus Revoluția Franceză de la 1700. Păi, Revoluția Franceză a fost o primă repetiție. Nu le-a ieșit. Și au continuat cu Revoluția Bolșevică. Au continuat cu... Și pe urma, pe diferența între poporul român și, să zicem, America în 1936, când Beria, criminal, ministrul de interne al lui Stalin, preda la Universitatea Lenin de la New York. Mare atenție! În 1936. Un stat democrat. Deci au făcut universitate. Și au dat un film cu Stalin, s-au sculat toți în picioare și l-aplaudau. Dacă în 36 zicea unui român de bolșevic sau de Stalin, cred că punea pe tine lopata să te bată. E un neam sănătos. De asta am și fost pedepsiți. Crunt. Crunt. Cel mai crunt dintre statele estice, România. Și de asta România este... De asta Engels a zis că trebuie poporul român extirpat. Era băiatul ăla cu barbă, care... Băiatul ăla cu barbă, care acum foarte prizat, se pare, în anumite medii, e o modă să redevii marxist, de altfel... Se consumă bani mulți pe treaba asta. Și în lumea francofonă, să știți, cei care n-au cunoscut îndeaproape... Nu le dorim, să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru că, cum să zic, căderile astea fundamentale îi vor costa. Așa cum mă rog eu pentru parlamentarii din România și cine a mai semnat legea asta, să nu-i se întâmple ceva. Știți că e un blestem dacic. Dacă te atingi de comoara care nu este a ta, praful și pulberea se va alege. Istoria României nu-i comoara Parlamentului Român. E comoara poporului român. Ăștia sunt niște mandatați pe 4 ani. S-au atins de comoară. Știți că... Aici e problema. Până la urmă, oamenii care s-au stabilit de foarte mult timp în diferite colțuri ale lumii sunt puțin decuplați de la agenda publică românească. Nici nu mai vor să acorde atenția poate necesară anumitor evenimente care se petrec la București și în restul țării și care afectează cumva istoria sau sentimentele naționale ale multora care încă sunt foarte, foarte fierbinți, se pare, și vor se concentrează pe ceea ce au trăit mai degrabă în tinerețile lor. Este vorba mai degrabă de nostalgia, spune, decât de un simțământ românesc autentic. Adică omul preferă, vulgarizând într-un fel sau lăsând lucrurile la un nivel scăzut al discursului, preferă să bea o sticlă de țuică românește decât să pună mâna pe un volum de Eminescu și să revadă anumite poezii pe care le-a învățat în școală. Sunt și obosiți. Vor să-și facă într-un fel imunitatea, vor să se apere nu uităm că e altă generație care n-a mai fost crescută prin cultură și prin identitate. Și atunci se leapă de repede. Și el vrea să scape, săracul, numai pe instinct de conservare. El nu mai are spiritul de jertfă. Părintele care își învață copilul în limba română, care vorbește de asta, el știe că are o datorie veșnic plătită vis-a-vis de popor român. E altă generație care sunt decuplați. De la băiatul pe IT care lucrează din 24 de ore 18 și trăiește virtual și nu-l interesează lumea, până la muncitorul simplu care ascultă manele și se anesteziază cu lucrurile astea. Păi, de 20 ceva de ani s-a lucrat la chestia asta. Astea sunt epifenomenele lucrurile astea. Dar, repet, nu majoritatea ne ridică. Nu te teme, turmă mică. Nucleul acela de români care știu să ducă crucea asta a neamului mai departe, nu numai că va pune pe picioare țara asta, dar pe semne că va iradia în jur și pentru alții sănătate. Mulți străini vin în România pentru sănătate sufletească. Și-au luat case, și-au luat pământ. Și dacă întreabă cineva, ce că, domnule, mai mult și pentru vecini, domnule.
pentru felul de a fi. Chiar suspect la un anumit moment, aș putea spune dacă privim... Mi s-a părut de o candoare fantastică chestia asta care a apărut în presă. Prințul Charles se plimba pe acolo, în zonă, prin Transilvania, și a dat de o băbuță care a întrebat-o ce mai face mama ta. Nu știu dacă e glumă sau... Nu, și e adevărată, da. Și e bine. Mămica lui, între timp, a avut o jumătate de glumă. Dar forma... Apropo de umorul românesc. Da, da. Nu, dar, cum să zic, parcă totul a devenit așa, vorba părintului Stăniloae, de o intimitate extraordinară, de o duioșie extraordinară. Și Imperiul Britanic a devenit duios prin chestia asta. Adică, familiar, ce mai face mămica, mă? O întrebare foarte creștinată, adică nu a intrat cu forța în intimitate. E un fel de a fi în întrebarea asta. Extraordinar. O căldură. O căldură. E, lucrul ăsta, zicea Titu Maiorescu, grozav lucru relațiile dintre oameni. Cum, pe semne că Alteța Sa Regală, Prințul Charles, pentru, cum zic, singura în viața lui a fost întrebat de o băbuță ce mai face mama. Și pe felul, tonul, cald, matern, de intimitate, de familie, spune enorm de mult despre neamul ăsta. Uite așa, dintr-o dată. Vedeți, în vestul civilizat, cum i-am spus și continuăm să-i mai spunem, sunt foarte mulți oameni care trăiesc din CNP, cum spuneați, din codul numeric personal, spuneați într-o vreme, care sunt supărați că s-a terminat brânza franțuzească pe la supermarket. Dar să știți că nici noi nu facem excepție. Și în București se întâmplă cam același lucru. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc în CNP. Până la urmă, ei dictează mersul lucrurilor în societate. Or fi acești oameni și în România și aici victime ale desacralizării și ale demitizării forțate? Da, categoric. Și avea o expresie frumoasă Conrad Lorenz. Blocurile ne-au atacat filogeneza. Adică numai prin construcția aia, unde și așa, el și-a pierdut anumite reflexe. Din popor au devenit populație. Era un profesor de la Sorbona care a zis că la nivel, vorbea de ego-gregarism, la nivel individual este egoistul de serviciu și la nivel general e turma. Ego-gregarism. Sunt epifenomenele consumerismului, a globalizării. Asta se vrea o populație năucă. Și nu să consume. Consum cât ai nevoie. Consumeristul este în dependență. Bei o sticlă din aia de suc făcută așa și mai simți nevoia să bei și atunci ești legat pe un lanț trofic. Se creează adicții. Da, da. Și de aici au nevoie. De asta și sunt, cum zic, incidența cancerului îngrozitoare și din hrană, din tot. E un sistem foarte bine pus la punct. E un sistem foarte bine pus la punct. Și se creează un cetățean universal. Un număr. Care aleargă ca meduza, care are simetrie radiară. Meduza merge în toate părțile după hrană. Atât. Adică e o cădere pe lanțul acesta al evoluției. E o prăbușire. Pe axa umanității, aș spune. Sfinții părinți vorbesc de dimensiunea vegetativă, apetitivă și duhovnicească a sufletului. Și ei sunt numai la nivelul apetitiv și vegetativ. Când dau la televizor filmele alea îngrozitoare cu violență, cu toate concertele astea, cum să zic, hiperpatologice, arta schimonosită, când scrii tomuri de cărți, a venit Marcel Duchamp și a adus un pisoar din ăla și a zis, e opera de artă. Problema că a pus-o el ca patologic. Faptul că au venit critici mulți și l-au înălțat ca opera de artă, înseamnă că a fost un construct ca să se creeze un dezechilibru sufletesc în om și să nu mai știe, să nu mai aibă instinctul de discernământ. Și ce au făcut în artă, au făcut și în societate. Instinctul de discernământ este unul din marele daruri date de creștinism, spune Sfântul Ioan Damaschinu. Îmi aduc aminte de o glumă care a făcut-o academicianul Moisil, când era puști de 14 ani, avea 14 ani și l-a întrebat pe profesor de botanică, domnul profesor, dumneavoastră puteți face deosebirea între fund și paie? Și a zis, nu, bou da. Și despre asta este vorba. Îi lasă fără distinție. Și se duc, dar, cum să zic, repet, paralel cu lucrurile astea, crește vulcanul pe dedesubt. Omenirea stă pe un vulcan acum. Cam, România, din punctul ăsta de vedere, are o șansă. Din punct de vedere material, nu stăm prost,
Dar din punct de vedere sufletesc, datorită faptului că există încă în poporul român biserica și credința autentică, stăm foarte bine. V-ați gândit vreodată să plecați din țară definitiv? Nu. Nu, niciodată. Dar nu am avut așa o... Am simțit că trebuie să rămân. Poate e bine să plece alții, cei care o mutilează. Din nefericire, oameni de foarte bună calitate sunt obligați să plece. Trebuie să-și apere familia, să viitorul, sunt obligați. Se face totul pentru deșertizarea României. Forța de muncă, vreo 4 milioane ceva scoși în afară, tinerii distruși, pensionarii făcuți așa, pentru că și așa ca demografie suntem spre 17 milioane. Presupune că vor să vină alții, să ne facă țară hotel, da? Astea sunt proiectele lor. Important este că nucleul acela românesc, atâta timp cât va exista, și nu poate să fie monopolizat în România, ci iată ce am văzut și în străinătate, ăla va fac. Totuși, lumea asta e făcută de Dumnezeu, nu? Să te ferească Dumnezeu de pasărea care a ieșit din cușcă și a nimerit în laț. Un proverb românesc. Credeți că e mai rău, totuși, ca înainte de 89? Da. Ceea ce se întâmplă în România? Da. Da, pentru că a avut o expresie bună, Francis Bacon. Adevărul iese mai degrabă din eroare decât din confuzie. Știi unde este eroarea de sistem? Acolo, îi vedeai. Am mai confuzie. Și nu mai vezi nimic. Ama se termină sufletele copiilor noștri, a tineretului. Apare ca teoria saltaționistă a mutației. Ies mutanții. Mi-aduc aminte, eram într-un taxi și șoferul de taxi mi-a zis: domnule, am un băiat de vreo 20 de ani și a zis că dacă e război, el nu luptă pentru România, că nu mai e țara lui. Pentru că își dă seama bietul copil că nu mai e țara lui. Este desproprietărit, sufletește de țară. Niciodată România n-a fost în situația asta tragică. Când ți se ia un teritoriu, în timp de război, știi că ai toate șansele să le... Să recuperezi, da, la un anumit moment. Expresia aceea tragică a lui Bălcescu spunea: dacă un popor prefer ca poporul meu să-și piardă libertatea decât să fie desfințat, că libertatea se poate recâștiga, dar când un popor se desfințează, nu mai ce să faci. Iar noi acum asistăm la un efort masiv internațional de a desfința felul de a fi românesc. Că dacă ai desfințat felul de a fi românesc, restul s-a dus.